Bine v-am regăsit, bună dimineața, Doamne ajută, o nouă ediție de Face Press în această dimineață la Neptun TV și Radio Dobrogea. Începem cu știri legate tot de procesul de votare, pentru că autoritățile se străduie cumva să rezolve problema reală care a fost a votului în diaspora. S-a ajuns până acolo încât ministrul de externe, Titus Corlățean, și-a cerut scuze în mod public pentru ceea ce s-a întâmplat. Avem un material video de pe știrile TVR, haideți să îl urmărim. Românii din străinătate au ieșit duminică număr record la vot. În mai multe capitale europene, cozile au fost uriașe. Este corect să-mi asum și public și să prezint scuze pentru situația din turul întâi. Vă asigur că vom face tot ceea ce este de făcut și respectând, bineînțeles, deciziile Biroului Electoral Central ale BES-ului pentru un vot corect și care să respecte standardele în turul 2. Formularul prin care alegătorii declară că nu au mai votat în altă secție va fi descărcat de pe internet și va fi distribuit oamenilor înainte de a intra la vot. Astfel, ei nu vor mai pierde câteva minute completându-l în fața comisiei de vot. Este una dintre soluțiile propuse de Ministerul de Externe pentru a evita cozile la secțiile de vot din străinătate. Am cerut să ni se spună unde este posibil și cât mai repede numărul mai mare de cabine de vot și vom acționa, bineînțeles, potrivit deciziilor BEC-BES pentru multiplicarea acestor cabine de vot acolo, bineînțeles, unde locația o permite. Titus Corlățean solicită nu doar mai multe cabine de vot, dar și mai mulți oameni în secții. Drept urmare, va crește și numărul de ștampile. Dacă soluția nu se va dovedi salvatoare, întreg aparatul de conducere din Ministerul de Externe va fi tras la răspundere. În frunte cu ministru, toți secretarii de stat, toate conducerea ministerului, veți fi duminica de 16 într-o capitală unde au fost probleme, la Londra, la Paris, la Bruxelles. Vă alegeți, dar răspundeți personal și seara... Chiar dacă sunt ales președinte, dacă e vreun român care rămâne să nu poate să voteze, plecați toți. Da. Supărat domnul Victor Ponta, adică supărat în sensul unei fermități. Nu cred că e supărat personal, ci a unei fermități care necesită punerea la punct a situației. Interesantă afirmația aceasta a domnului Ponta, că dacă există un singur român care nu poate să voteze, plecați toți. Acum, sigur că vă dați seama, într-un fel, tabăra adversă a celor care vor neapărat să-l încurce pe domnul Ponta, o să facă, într-un fel, să fie măcar un singur român care să nu voteze și să se înceapă apoi... Cum suntem noi românii, ai zis că dai afară, că îi trimiți la plimbare, nu știu ce. Pe de altă parte, soluțiile deocamdată, da, par destul de plauzibile. Adică, cum spune și Agerpresul, preluând un comunicat al Biroului Electoral Central, alegătorii din străinătate pot utiliza formularul declarației pe proprie răspundere și de pe site-urile Biroul Electoral Central și al Ministerului Afacerilor Externe. Este foarte simplu, se descarcă formularul de pe site, se poate completa în afara secțiilor de votare și doar se semnează formularul în fața membrilor biroului secției, potrivit unei decizii a Biroului Electoral Central. Asta e că mulți dintre români nu știu că nu numai Ministerul Afacerilor Externe are responsabilitate în această zonă, ci și Biroul Electoral Central. Ministerul are responsabilitate în ceea ce înseamnă, să zicem, infrastructura, de aceea Ministerul a solicitat, observați, Ministerul a solicitat să fie mai multe cabine de vot și mai mult personal în secțiile de votare, tocmai ca numărul mare de români din diaspora care votează să poată fi trecut mai repede în limita programului stabilit prin secțiile de votare, dar Ministerul solicită pentru că toate deciziile în privința procesului electoral depind însă și sunt luate de către Biroul Electoral Central. Biroul, de aceea se numește Birou Electoral, el răspunde de întregul proces de votare și din țară și din străinătate. Să vedem.
Să vedem dacă mai rămân români care nu pot vota. Sunt foarte interesat de treaba aceasta. Ceea ce mă surprinde este totuși... Bine, acum e timpul scurt, e adevărat, nu poți să faci prea multe, dar mă surprinde faptul că totuși nimeni nu vrea să se gândească la o digitalizare, o electronizare a procesului acestuia de vot. Trebuie neapărat să umblăm ca în secolul trecut, cu hârtie, cu pix, cu semnătură și așa mai departe. Electronic cred că s-ar putea rezolva mai bine. Votul electronic, soluția de care fug politicienii români, spune Adevărul în ediția de astăzi. Clasa politică din România nu prea este interesată de implementarea unui sistem electronic de vot. Asta o spun specialiștii contactați de Adevărul. De ce? De exemplu, profesorul Vasile Baltac, blogul adevărul.ro, explică procedeul tehnic prin care un simplu click devine opțiune politică. Ar fi foarte simplu să se creeze o infrastructură electronică prin care să se voteze. Un vot electronic ar diminua turismul electoral și ar fi pus o mai mare presiune asupra politicienilor, crede și Dan Ionescu, analist politic și blogger la Adevărul. Dar implementarea votului electronic cere câteva condiții imperios necesare pe care clasa politică actuală n-ar fi în stare să le aplice, crede Dan Ionescu. Ar fi nevoie de un consens al tuturor partidelor, dar cât timp partidele sunt mulțumite cu dezordinea actuală, e imposibil să ajungem la votul electronic. Da, este un fel de concluzie amară. Tentative au fost, zice-se, spune ziarul Adevărul. Votul electronic a fost folosit în România o singură dată, în 2003, când guvernul a dat o ordonanță de urgență pentru ca militarii din teatrele de operațiuni să poată vota mai ușor revizuirea Constituției. Deci atunci cum ar veni, s-a putut. În 2007, 5 parlamentari au propus un proiect de lege pentru implementarea votului electronic, dar inițiativa legislativă a fost respinsă de Parlament. Pe de altă parte, Varujan Pambucian, membru în Comisia pentru Tehnologie, Informației și a Comunicațiilor din Camera Deputaților, explică faptul că un vot electronic este mult mai sigur decât unul pe hârtie, dar dispare caracterul direct și secret al votului. Pentru că votul electronic nu mai este dat într-o cabină. A existat și varianta asta la un moment dat, să fie dat într-o cabină totuși, dar dacă îl dai de pe un calculator, de bună seamă că mediul în care se întâmplă acest lucru poate fi un mediu viciat. Explică Varujan Pambucian, oricine poate veni lângă tine și te poate influența sau te poate mitui în timpul acțiunii de vot. Trăim într-o țară în care tentația de a frauda este atât de mare încât ar deveni un business fraudarea votului electronic. Nu poți vota din sufrageria ta, de la computerul de acasă sau dintr-o cafenea, pentru că oricine poate veni lângă tine și te poate influența. Soluția unui vot electronic eficient ar fi cea adoptată de Brazilia, de pildă, unde s-a introdus votul electronic, dar cu cabină de vot și un întreg proces controlat de comisii. Alegătorul intră în cabina de vot, se autentifică printr-un card electronic, votează și pleacă. La noi n-ai cum să te autentifici cu niciun card. Până la ora actuală avem doar cardul de sănătate, dar nici acesta nu este încă funcționabil. Unii l-au primit, alții nu l-au primit. Încă se discută cu cititoarele de card. Deci, ar fi și avantaje și dezavantaje. Eu cred că totuși soluția mai eficientă, dar sigur nu știu cât este de costisitoare, ar fi ca totuși să se voteze ca la ora actuală pe hârtie, dar înregistrarea celor ce votează, adică să nu se mai scrie listele acelea unde semnezi, ci înregistrarea să se facă electronic, astfel încât să se supravegheze foarte bine cine a votat. Ca să nu mai fie cazul de vot multiplu, turism electoral și așa mai departe. Asta este mai simplu, să verifici un număr, cum ar fi CNP-ul, într-o bază de date, e mult mai simplu decât chiar și votul acesta electronic cu clicuit de acasă opțiunea. Presupune
cred că mai puțină infrastructură, să verifici un număr într-o bază de date. Bună ziua, bună ziua, sunt Cutărică, am venit să votez, luați-mi documentul, verificați-mă în baza de date dacă am votat sau nu, mă duc, îmi exprim ștampila, adică chestiunea aceasta ar înlocui măcar declarația asta pe proprie răspundere, care rămâne pe hârtie. Asta înseamnă declarația pe proprie răspundere, că n-ai votat în altă parte. Sub semnatul declar că n-am votat în altă parte, îți dai toate datele de identificare, te duci și votezi. Asta s-ar putea face electronic. S-ar putea face electronic, măcar declarația să fie electronică. Adică, da, domnule, am venit, verificați-mă că n-am votat. Mă, comparați CNP-ul în baza de date și gata, e foarte simplu. Pentru că, da, cum spune și Varujan Pambucian, tentativa de vot este destul de mare, vorbim de fraudă în continuare, a apărut o nouă metodă de fraudare, spune ziarul Gândul, ziar online, începe cu primirea unui SMS, tentativa de fraudă, în numele ANAF. Atenție așadar, destui șarlatani au inventat o nouă metodă, trimit SMS-uri prin care persoanele sunt informate că au datorii la fisc și sunt sfătuite să apeleze un număr de telefon în vederea obținerii unei reduceri sau evitării executării silite. Bineînțeles că cei care recepționează SMS-ul intră în acțiune, caută, unii chiar sună la numerele respective de telefon, de acolo li se confirmă chiar că au datorii și sunt puși să plătească niște conturi, chipurile ale ANAF-ului, ca să li se șteargă datoria. Și în felul acesta sunt păcăliți. ANAF-ul atenționează contribuabilii că aceste SMS-uri nu sunt trimise de către organele fiscale și totodată roagă pe cei care eventual le primesc să nu dea curs solicitărilor din aceste SMS-uri. Contribuabilii se pot adresa organelor fiscale de care aparțin în vederea clarificării stării de fapt fiscale. Adică puneți mâna cel mai bine și sunați la ANAF, la numerele oficiale de pe site, dacă tot vreți să vă conectați la internet, sau mergeți până la ANAF, mergeți până la fisc. Bună ziua, sunt Cutărescu, vreau să știu și eu dacă am datorii sau nu. În rest, nu răspundeți așa la orice SMS. De regulă și statul, când comunică cu tine, există aceste decizii de impunere care mai vin pe acasă, știi, îți vine în plic faptul că mai ai de plătit la impozit sau ai de primit, mă rog, de la caz la caz, dar și aceste decizii sunt cu ștampila autorității, cu semnătură, cu tot ce trebuie, tocmai pentru a se evita falsificarea. Deci nu vă lăsați păcăliți, pentru că fiscul nu trimite astfel de mesaje. În schimb, fiscul are altă idee, va cheltui o avere pentru o reclamă prin care vrea să îndemne pe români să-și plătească taxele și impozitele. Adică dăm niște bani pe publicitate. Să faci publicitate la achitarea impozitelor mi se pare o chestiune destul de interesantă. Clipul va dura 30 de secunde, ne spune ziare.com, și va fi realizat din fonduri europene. ANAF a organizat deja o licitație pentru a contracta o companie care să realizeze această reclamă, care va fi difuzată pe cel puțin 6 posturi de televiziune timp de 3 luni. De ce face ANAF-ul acest lucru? Pentru că 56% dintre români își plătesc taxele de bunăvoie, restul nu. Deci, asta mi se pare inedit. A stat ANAF-ul și s-a gândit, a zis, cum să facem noi să își plătească românii, mai mulți români, impozitele? Să mergem buzna peste ei? Nu. Să le trimitem declarații de impunere acasă? Nu o să o ignore. Să-i aducem cu forța? Nu, că nu e frumos, e nedemocratic. Să-i rugăm. Dacă îi rugăm, poate că... Și cum să-i rugăm? Facem un clip video. Vi se pare o treabă mișcătoare? Adică dacă vin eu, uite, eu să zic că sunt ANAF-ul. Vin eu acum la televizor și zic, dragă cetățene contribuabil, gândește-te că banul tău folosește și altora.
banii tăi vor folosi în serviciile publice, vor fi și pentru tine și pentru aproapele tău, pentru semenul tău. Dacă îți vei plăti impozitele, vom avea de unde să dăm bani școlilor, spitalelor, drumurilor și mai știu eu ce avem nerezolvat prin țara aceasta. Te rog frumos, vino și plătește. Deja, uite, a rulat clipul pe una din televiziuni, că Neptun TV e televiziune națională. Da? V-am convins? Adică după ce se termină emisiunea, închideți televizorul, vă duceți la ANAF să plătiți? Cât de convingătoare poate fi o reclamă? Eu cred că nu e cel mai bun sistem, dar sigur, în condițiile în care în România e binevenit orice licitație, indiferent de motiv, că noi am construit și stadioane în pantă și parcuri prin niște localități care nici utilități publice n-aveau ca lumea, dar țăranului trebuia parc, știi? Asta, adică stătea țăranul la el în curte așa, zicea, mă, n-am aer destul. N-am, mă sufoc în curtea mea, uite ce de treabă, ce de... Vreau să mă duc în parc, să mă relaxez cu vecinul, la, nu știu, ce fac țăranii în parc? Joacă table? Nu, că asta se întâmplă la oraș. Nelu, ce-ar face un țăran în parc? Hm? Nu răspunde Nelu, că nici el nu știe. Da, ar da cu sapa, ar plivi iarba din parc, ar zice, iarba asta nu-i bine crescut aici, că el știe că buruiana nu e bună, da. Adică, de ce să facem un clip video pe care plătim niște... Bine, e pe banii europeni. Și cu banii ăștia europeni, multora li se pare că sunt de la ei. Nu sunt de la ei, domnule, sunt tot de la noi toți. Da, uite, mai încerc o dată, mai rulăm o dată clipul. Te rog, domnule contribuabil, vino și plătește-ți datoriile la ANAF. Eu cred că ar fi eficientă doar dacă o transformă într-un film de groază sau ceva așa sofisticat. Sunt curios cum ar arăta această reclamă. Mai departe, uite, banii ANAF ar putea, totuși, ca să sensibilizăm un pic opinia publică, banii de la ANAF, de la fisc, ar putea ajuta în niște domenii. Uite, Ministerul Sănătății a făcut o chestiune de bun augur până la urmă, deși am auzit și voci contra că zice, domnule, prea se întâmplă toate astea bune numai în campanie electorală. Ei, acum hai să nu fim și cârcotași. Sigur, există un interes în campania electorală ca toți politicienii să fie bine văzuți. Toți fac același lucru, nu trebuie să credem că numai unii dintr-un anume partid, nu. Dar pe de altă parte, eu am o dilemă. Dacă avem campanie electorală, nu mai trebuie să se întâmple nimic. Sigur că ar fi bine ca și în afara campaniei electorale să se întâmple bine și poate așa toată lumea ar fi mulțumită, dar până la urmă e bine că se întâmplă. Ministerul Sănătății a introdus încă 23 de medicamente pe lista medicamentelor compensate. Aceste 23 de medicamente vor folosi în 29 de indicații terapeutice. Deci, s-au introdus aceste medicamente. Ministrul Sănătății, Nicolae Băniceu, a declarat că după 7 ani am reușit să actualizăm de 2 ori lista de medicamente compensate și gratuite pentru ca pacienții români să beneficieze de tratament inovativ. Demnitarul a mai adăugat că până în prezent au fost introduse 40 de molecule și combinații de substanțe active noi, iar procesul de actualizare continuă până la sfârșitul anului. A cerut ministrul să se finalizeze cea de-a treia actualizare a listei de medicamente. Ce fel de medicamente au fost introduse? E vorba de medicamente pentru boli cardiovasculare, medicamente pentru controlul glicemiei pacienților cu diabet zaharat, medicamente pentru tratarea bolii inflamatorii reumatice cronice, hepatita cu virus B, medicamente pentru HIV-SIDA, boli nefrologice, boli oftalmologice, cum ar fi glaucom, astm bronșic, boli psihice, precum schizofrenie și bronhopneumonii obstructive. De asemenea, mai sunt medicamente pentru tratarea poliartritei adiopatice juvenile la copii, în condițiile în care pe piață în acest moment există o singură posibilitate de tratament, a mai spus ministrul Sănătății. Este bine și poate s-ar putea și mai bine. Uneori este bine să rămâi om, ca să zic așa, și să-ți ajuți aproapele la nevoie.
Dincolo de treaba aceasta, însă, eu mă gândesc la un lucru foarte important. Este bine să le facem pe toate, dacă putem. Adică avem și sănătate, avem și educație, avem și transporturi, avem foarte multe treburi în țara aceasta și cu cât le putem face mai bine, cu atât cred că lumea va fi mai mulțumită. În fond și la urma urmei, sigur, contează foarte mult cum te raportezi. Știi că în Scriptură există un principiu pe care Hristos îl spune și anume ochiul bun vede palea bune, ochiul rău le vede palea rele. E ca și cu jumătatea de pahar, că avem aici un pahar cu apă. Pot să văd partea plină sau pot să văd partea goală, depinde la ce mă uit. Așa este și cu comentariile la adresa ce face clasa politică și administrația românească. Doamne, se întâmplă și bune, se întâmplă și rele. Dar din toată discuția asta, noi nu ne alegem decât cu un gust amar. Pentru că observ că în loc să ne unim forțele pentru a face lucruri bune, de regulă discursurile pe tema asta, cine face bine, cine face rău, duce la dezbinare. Ori asta nu e un lucru înțelept. Adică să te apuci să discuți cum s-ar putea face bine într-o țară și să ajungi la dezbinare națională, asta mi se pare că e de-a dreptul neînțelept. Da? Mult mai bine e să ne unim. Bine, nu așa în chip, cum să spun eu, platonic, ideatic, comunist, cum ar zice unii. Nu. În modul în care trebuie să fie o unire constructivă, să iasă ceva eficient, dacă nu iese degeaba. Mergem mai departe. Ultimul subiect din prima parte a Facepress-ului se preocupă de faleza din Constanța. Faleza cazinoului a fost refăcută, s-au încheiat lucrările de refacere a falezei, lucrări de restaurare și reamenajare a promenadei, dar și a spațiilor verzi s-au încheiat. Haideți să urmărim materialul video de pe reporter Neptun TV. Plimbare pe faleza de la Cazino te poate transporta într-o epocă plină de dichis, cea pe care înaintașii noștri au trăit-o aici în urmă cu mai bine de 100 de ani. Doar personajele diferă dacă analizăm cu atenție vechile cărți poștale și privim apoi elementele arhitecturale cu care este împodobită faleza inaugurată de autoritățile locale după restaurare și reabilitare. Realizarea obiectivului este o mândrie pentru municipalitate din punctul nostru de vedere, pentru că am reușit să redăm un aspect de început de secol 20. Deosebit a fost partea de reconstituire a mobilierului. Au fost sute și mii de planuri și de plaje făcute de către arhitecți. Oricine ajunge pe faleza de la Cazino nu se bucură doar de mare, ci face în același timp și o călătorie în timp. Ajunge în perioada interbelică, atunci când farmecul acelor vremuri era copleșitor. Aceste foișoare sunt identice cu acelea din La Belle Époque. Aproximativ 3.500.000 de euro au costat lucrările începute în mai 2012. Banii sunt în cea mai mare parte fonduri europene accesate de municipalitate. Este o etapă obligatorie în ceea ce înseamnă derularea fondurilor europene. Da, s-a inaugurat. Multă vreme lumea m-a certat că de ce nu facem nimic în peninsulă. E bine că n-am făcut în peninsulă pentru că am putut să accesăm banii europeni, să nu băgăm banii constanțenilor. În banii constanțenilor am făcut blocuri pentru tineri, am făcut blocuri pentru amărâți și acolo am mers cu banii europeni. Constanțenii și turiștii calcă acum pedale de granit aduse tocmai din Orient. Se odihnesc pe bănci cu detalii din fier forjat inspirate din cele de odinioară, iar seara stau la lumina lampadarelor identice cu cele sub care tinerii din perioada interbelică își spuneau șoapte de amor. Constanțenii sunt încântați de rezultat și spun că promenada este o carte de vizită pentru oraș. Felicit pe cei care au inițiat această admirabilă construcție și au proiectat-o, inclusiv, cum spuneam, mobilierul, iluminatul, lampioanele, pavajul cu pavele este excepțional. Ca surpriză este statuia
regina Elisabeta cu femeia cu harpa, care a fost repusă la locul ei, în locul unde era arcașul. Autoritățile locale speră ca și emblema orașului, cazinoul, să-și recapete strălucirea. La începutul lunii trecute, edificiul a fost transferat la Compania Națională de Investiții pentru a fi reabilitat cu fonduri de la guvern. Refacerea falezei este cel de-al doilea proiect finalizat după reamenajarea pieței Ovidiu, din cele trei dedicate zonei peninsulare. Cel de-al treilea vizează reabilitarea străzilor. Da, e, acum să vedem. Repet principiul biblic, ochiul bun vede bine, ochiul rău vede rău. Aștept să văd prin presă comentariile la adresa acestei reabilitări a promenadei de pe faleza cazinoului. Ochiul rău se va uita mai mult, cred că, la cazino. Va spune, da, dar de ce n-a făcut și cazinoul? O să vină probabil și cazinoul, vremea cazinoului. Iar ochiul bun o să zică, da, domnule, totuși s-a schimbat fața zonei, plus reabilitarea, pentru că pe acolo totuși nu e așa un părculeț liniștit. Vicisitudinile vremii meteo, mă refer la vicisitudini meteorologice, își pun amprenta foarte tare, cum s-ar spune, vântul de pe mare prima dată lovește acolo. Și nu numai vântul, ci și valul. Adică acolo există condiții de umezeală, de aer sărat foarte puternic, oxidant. Deci să sperăm că lucrul este bine făcut și că va rezista în timp. Granitul, am înțeles că e tocmai din China, dalele acelea sunt aduse din China. E un lucru frumos. Dacă se va reabilita, și sunt convins că la un moment dat se va reabilita și cazinul, nu putem să-l lăsăm așa. Dacă lăsăm așa, la un moment dat o să se dărâme el singur și nu ar fi frumos. Adică ar completa cazinoul foarte frumos promenada și, cum spunea și materialul video, deja s-au făcut demersuri, s-a transferat cazinoul la o altă autoritate ca să se reabiliteze cu bani de la bugetul național. Pentru că, totuși, Constanța nu cred că are suficienți bani să reabiliteze cazinoul. Și în plus, cazinoul, dacă mă gândesc bine, nu este numai simbolul Constanței. El este și simbolul României. Toată România beneficiază, dacă ne gândim bine, de malul Mării Negre. Da? Este o discuție și eu sunt convins că până la urmă și cazinoul va fi finalmente reabilitat. Pauză la Face Press. Revenim repejor în partea a doua. Am revenit la Face Press, partea a doua. O mai știți? Sau nici nu știu cum să vorbesc. Uite, serios, chiar am o problemă. Limba română n-a inventat persoana la genul neutru, deși unii se tot chinuie să o inventeze. Îl mai știți sau o mai știți, habar n-am cum să spun exact, pe Conchita Wurst, cum s-ar zice... Să-mi iertați expresia, femeia cu barbă, a zis presa. Dar Wurst înseamnă cârnat, adică totuși cum să-ți spui nume de scenă Wurst, cârnat. Da? Dar sunt convins, e vorba de câștigătorul Eurovizionului de anul acesta, care a transformat de fapt Eurovizionul într-o manifestare a drepturilor, chipurile minorităților sexuale. Cam așa a fost transformat Eurovizionul, a devenit LGBT Vision. Știi? Cam așa. Bun. Conchita Wurst, femeia bărbat, bărbatul femeie, femeia cu barbă, spuneți cum vreți, cârnatul cântător pe scenă, luați-o în toate versiunile posibile. Conchita Wurst a cântat o serenadă pentru șeful ONU. Secretarul general al ONU a fost în vizită în Austria. Da? Așa că Conchita Wurst a fost invitată să cânte la Viena în fața secretarului general al ONU. Cine spune că, de fapt, comunismul a murit, nu știe ce spune. N-a murit. Tehnicile de propagandă sunt universale. Le folosesc și comuniștii, și capitaliștii, și LGBT-viziștii, și toată lumea folosește aceleași tehnici de propagandă. A venit și a cântat în fața șefului, ca la cântarea României. Ce s-a întâmplat? Haideți să vedem în scurtul material video filmat. Ia. Yeah.
Concita Vârș a primit laude din partea secretarului general ONU, care a apreciat curajul cu care a transformat Eurovizionul într-o lecție despre drepturile omului. Și a fost aplaudată, a fost lăudată, vă dați seama. Deci a fost lăudată pentru ce? Că a transformat Eurovizionul într-o lecție pentru drepturile omului. Care drepturi? Mă gândeam că la drepturile pentru sănătate, drepturile pentru educație, dreptul de a fi scos din sărăcie de către cei bogați care te-au jefuit, drepturi din astea serioase. Dreptul de a te mai muțări, el este, da, este un băiat care, în numele idealurilor mai muțărelii, cântă provocator, face pe femeia cu barbă, în fine. Dar dreptul de a te mai muțări, ăsta e un drept? Este un drept. Teologic vorbind, este un drept. Să știți că Sfântul Apostol Pavel are o zicere foarte profundă în scrierile sale apostolice, unde spune, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Îți este îngăduit să te mai muțărești. E libertatea ta. Asta e problema reală a libertății. De asta uneori spun că libertatea e mai greu de suportat, dacă nu știi cum să o abordezi, e mai greu de suportat decât dictatura. Pentru că libertatea te poate nenoroci mai tare decât o dictatură. Dictatura a născut sfinți, a născut martiri, a născut oameni demni care au știut să stea împotriva anormalității. Acum însă, când anormalitatea vine peste tine, întrebarea este ce faci? Îți este îngăduit să te mai muțărești așadar, dar ți este de folos? Asta este întrebarea. Deci a fost lăudată că a luptat pentru drepturile omului. Asta e un drept minoritar de a te mai muțări. Sigur, rămâne un drept, dar nu trebuie transformat exhibiționismul, nu trebuie inclus în ecuație. Părerea mea, adică fac și eu să-mi spun părerea. Da, asta era marea problemă a drepturilor omului, că nu pot respira liber. Da, de acord, nu trebuie să fim homofobi, nu trebuie să omorâm oamenii cu pietre pentru ceea ce fac. Nu, și cel puțin creștinii nu au acest mod de a se comporta, dimpotrivă. Ei își iubesc și dușmanul în încercarea de a-l îndrepta. Dacă vrea, bineînțeles, treaba lui, până la urmă, repet, este alegerea și libertatea lui. Dar să proclami de la tribuna ONU că ceea ce face cârnatul cântăreț, ca să zic așa, este o luptă pentru drepturile omului, mi se pare tot una cu a declara că maimuțăreala e artă, e virtute. Păi, e virtute maimuțăreala? Nu cumva ONU a cam sărit pârleazul, ca să zic așa? Dacă se cheamă cârnat și cântă pe scenă, poți și eu să zic pârleaz, nu? Cred că am dreptul ăsta. Bun, mergem mai departe în Face Press. Lucrurile pot fi și mai grave, adică din dorința de a fi eficient, ai uneori tendința, cum vorbeam și înainte de a intra în emisiune cu producătorul meu, Neluțu, pe care îl pomenesc tot timpul și mulți îmi zic, cine-i domnul Neluțu ăla, că ne-ai nebunit cu el? E omul cu care mă înțeleg foarte bine în realizarea acestei emisiuni și care îmi spunea, ăștia o să ne transforme în roboți. Și am stat și m-am gândit că da, are dreptate. Pentru că uneori din dorința de a fi eficient așa la sânge, riști să te transformi într-un robot. Uite aici știre, mergem pe The Independent, care spune că un bărbat în vârstă de 90 de ani riscă să fie băgat în închisoare 60 de zile pentru că ce a făcut el, marea crimă pe care a comis-o, marea nedreptate, a fost că a oferit mâncare mai multor persoane fără adăpost. A dat de mâncare unor amărâți, încălcând astfel o lege adoptată de curând în Fort Lauderdale, în Florida. El riscă să fie amendat cu $500 și să stea și în închisoare, pentru că polițiștii l-au prins în timp ce împărțea mâncare în parc persoanelor fără adăpost. Eu înțeleg cumva fundamentul acestei legi. Adică ideea este următoare. Dom'le, ca și în România de altfel, că și noi avem o problemă pe linia cerșitului, de exemplu. Că ne plângem că avem cerșetori la semafor. Dom'le, dacă nu li s-ar da, n-ar exista. Aceeași discuție o putem avea la modul ăsta simplist și în privința prostituției, că se spune că
Domnule, prostituatele astea, da, domnule, dar dacă n-ar avea clienți, n-ar sta acolo. Înțelegi? Să facă lucrul ăsta imoral. La fel și aici, eu înțeleg ideea pe ansamblu a legii. Ca să nu mai avem oameni ai străzii, e bine să nu-i mai stimulăm, să nu le mai dăm de mâncare, pentru că astfel îi atragem, precum câinii vagabonzi, și nu mai scăpăm de ei. Dacă nu le dăm de mâncare, vor pleca. Cred că s-au gândit autoritățile. Dar totuși, undeva ceva parcă nu sună omenește, nu sună firește, nu? Unul din polițiști a venit la mine și mi-a spus, aruncă farfurie acum, de parcă purtam o armă. Da, deci vă dați seama, farfuria devenise armă. Aceștia sunt cei mai săraci dintre săraci, n-au nimic, n-au un acoperiș deasupra capului. Cum să-i alungi? Pe de altă parte, stau și mă gândesc autoritățile, ele, într-o lume în care există niște super putrezi de bogați, bogați, bogați de bogați, de le-ar trebui sute de ani, cum era materialul la video pe care îl văsem zilele trecute, le-ar trebui sute de ani, generații, să trăiască pentru a-și cheltui toată averea. Da? Și autoritățile stau și nu fac nimic și vor să elimine pe săracii străzii limitându-le minimum de umanitate și anume că îi dai un pahar de apă și o strachină cu mâncare? Asta e soluția, să devenim roboți, să ucidem fără milă, să dispară săracii. Bine, să dispară, dar e o singură soluție umană ca să dispară săracii. Și anume, bogații să intre în joc. Pentru că bogații, și o să o spun până la epuizare, bogații nu iau decât de la săraci. Bogații se îmbogățesc sărăcind pe alții. Asta este o limită, una din limitele capitalismului, care, repet, nu e sistemul perfect. Am spus-o și ieri. E frumoasă democrația, e bun și capitalismul pe hârtie. Problema este când intervine elementul uman, care transformă totul în interes propriu și egoist. Nu merge. Teoria de pe hârtie este omorâtă de practica egoistă a vieții noastre. Da? Potrivit legilor, grupurile de sprijin ale săracilor trebuie să se afle la o distanță de 500 de metri de proprietățile rezidențiale. Adică, cum ar veni, treaba voastră dacă vreți să dați mâncare la săraci, dar la 500 de metri de curtea mea. Da, înțeleg undeva stresul ăsta al autorităților să nu mai vedem săraci. Hai să-i pitim. Să pitim sărăcia, să mascăm. Cred că asta e o nouă ispită în mintea liderilor planetari. Dom'le, acum am arătat cât suntem de bogați, dar ne încurcă săracii ăștia. Cum să facem ei să nu mai existe? Hai să-i băgăm în rezervații. Cum am făcut și cu animalele de altfel. Că ne-am tot întins cu activitățile noastre, am tot poluat, am tot industrializat, am tot zăpăcit fața pământului și animalele, specii întregi, dispar sau pe cale de dispariție și când nu s-a mai putut, le-am băgat în rezervații. Și acum ne chinuim să le păstrăm, că avem specii unde există 1, 2, 3, 5 exemplare, gata, gata, să dispară și ne chinim să le reproducem. Așa și aici. Săracii ăștia ne cam încurcă, cumva ei sunt o pată morală pe obrazul bogaților. Să-i facem să dispară. Mai departe, că n-avem timp, aș comenta eu mult pe treaba asta, pentru că mă deranjează foarte tare inechitatea socială. Adică unul mi-a zis că parcă sunt comunist, altul mi-a zis că sunt socialist. Dom'le, nu-s niciuna, nici alta. Dumnezeu ne-a lăsat tuturor viața și șansele în mod egal. E nedrept să accentuăm inechitatea socială. Oarecare inechitate există prin însăși firea vieții, că nu avem toți aceleași daruri. Unul se pricepe să facă ceva, altul se pricepe să facă altceva, unul trebuie să conducă, altul trebuie să fie condus. Există oarecare inechitate normală, firească să-i spunem, dar uneori o acceptăm foarte tare. Mai departe, mergem pe Mediafax, că tot vorbeam de roboți. Telefoanele inteligente distrug viața intimă a cuplurilor, tehnologia digitală mobilă afectează viața sexuală a cuplurilor, spune Mediafax-ul. Bine, acum o să discutăm noi ceva despre viața sexuală. Telefoanele mobile diluează nivelul de intimitate dintre parteneri, pentru că fiecare dintre cei doi ajunge să se aștepte la mai puține lucruri decât ar trebui de la celălalt. Cu alte cuvinte, telefoanele ne cam izolează de viața reală, ne pierd în lumea virtuală. Eu n-aș merge atât de tare numai pe ideea sexualității, adică până la urmă sexualitatea
are și ea un dublu rol. Poți să te păcălești tratând-o doar ca pe o plăcere sau tratând-o în integrul ei. Erosul are și el rolul lui în creație alături de agape, adică erosul însemnând dragostea sexuală, iar agapeul însemnând iubirea în sensul ei hristic, jertfelnic, da, față de aproapele. Asta trebuie cumva să fie complementară, pentru că altfel se ajunge la dezechilibre mari. Dar revenind, tehnologia, da, ne poate izola. Pe măsură ce legăturile directe, fizice și nemijlocite dintre oameni devin tot mai rare și mai diluate, oamenii se adaptează, având așteptări tot mai mici de la ceilalți la nivel de interacțiune directă. Oamenii uită cum este dragostea adevărată, uită că trimiterea de sărutări prin e-mail sau SMS nu înlocuiește apropierea intimă reală. Bine, cred că studiul ăsta poate fi foarte bine exploatat și de către industria sexuală. Să zic că, frate, nu poți să faci totuși, cum s-ar spune, dragoste prin telefon. Nu merge. Înțelegeți? Și cred că la un moment dat ăștia se plâng de chestiunea asta. Tehnologia e o lamă cu două tăișuri. Întotdeauna a fost. Depinde cum o folosești. Dar este foarte adevărat că lumea virtuală are ispitele ei și ne poate pierde față de viața reală. Și mai e o problemă, pentru că lumea virtuală îți creează și multe vise care nu se împlinesc. Probabil de aceea crește și gradul de depresie, pentru că din ce în ce mai mulți oameni constată că visele lor nu se împlinesc. Visele lor din lumea virtuală, care n-au nicio legătură cu lumea reală. Mergem la următoarea știre. Există un site, Living Traditionally, care lansează o știre maimuță. Știți ce este știrea maimuță? Știrea maimuță este genul de știre care atrage multă audiență, provoacă multă vâlvă, dar care în sinea ei este o știre goală, nu are niciun conținut real. La noi în România chestiunea asta s-ar numi știrea de tip găina cu puii vii. Prima știre de fapt de genul ăsta după Revoluție a fost publicată în Evenimentul Zilei, când s-a scris acolo că o găină a născut direct pui vii. Mare trepidație, mare aglomerație. Vai ce, pe vremea aceea, vă dați seama, tirajul era legea, nu era atâta online ca acum. S-a epuizat ziarul rapid, în două ore. Toată lumea vrea să vadă care e treaba cu găina cu pui vii. Ea n-a existat niciodată în realitate. Nu a existat găina cu pui vii, dar știrea a vândut enorm. Avem o astfel de știre și astăzi. Există un site, acest site de care v-am spus, care spune că din 2016 bebelușii europeni ar putea fi microcipați. Bebelușii născuți în Europa ar urma să aibă implantat către un microchip începând cu decembrie 2016. Cum piață de anticipuitori există, probabil cei care au lansat știrea s-au gândit că hai să mai facem puțină audiență. Informația a apărut în presa din Finlanda, ea fiind aflată pentru prima dată de studenții și specialiști în medicină din acest stat, dar, surpriză, că asta este surpriza oricărei știri maimuță, ea n-a fost confirmată în mod oficial. După care însă știrea continuă cu tot felul de detalii tehnice. Microchipul va include un senzor GPS alături de o baterie care se va înlocui odată la 2 ani. În clinicile de stat din întreaga Europa, o astfel de persoană poate fi localizată prin GPS. Microchip ar fi obligatoriu pentru toți copiii născuți după mai 2014. Păi, suntem în noiembrie 2014. Câți copii s-au fi născut din mai până noiembrie și totuși n-avem nicio confirmare a știrii. Înțelegeți? Ăsta este mecanismul știrii. Să te bage în groază, să te atragă, mă rog, să, cum avem și noi la televiziune din România, șoc, groază, nu știu ce, dar în realitate nu se întâmplă nimic. Încheiem cu o zâmbet știre, însă avem și noi știri de genul maimuță, ca să zic așa, pentru că sunt convins că următoarea știre nu va avea niciun impact major în viața românilor, dar este o bună păcăleală pentru cei care au votat-o, de exemplu, pe doamna Monica Macovei, care nici una, nici două a declarat că vrea să-și facă partid. Deci ea, care a candidat ca o independentă, un om antisistem, un om care se luptă cu corupția și cu sistemul corupt,
se gândește ea însăși să-și facă un partid, ținând cont de rezultatele, a ieșit într-o declarație de presă și spune că am obținut niște rezultate și ne gândim să începem o nouă construcție funcțională, curată, în care oamenii sunt în centru și participă în mod real la decizie. E, doamna Macovei, cum bine știm, iarăși, repet, pe hârtie arată bine, ați convins vreo 5% dintre români, dar în practică nu e așa. Însăși dumneavoastră ați ieșit dintr-o structură de partid și ați candidat ca independent pentru că ați fost păcălită. Ați fost candidat unui partid, apoi a venit doamna Elena Udrea și v-a luat locul, ați candidat ca independent, ați avut un discurs antisistem, sigur ați convins pe cei antisistem și acum dumneavoastră vreți să puneți la punctul sistem, că nu vă dați seama că îi păcăliți pe cei pe care i-ați convins într-un fel. E o zâmbeștire oarecum amară. Încheiem Facepress-ul aici. Mâine, dacă doriți, eu vă aștept cu drag, cu ajutorul lui Dumnezeu și al echipei tehnice, la Facepress, la aceeași oră, la Neptun TV și Radio Dobrogea. Toate cele bune, Doamne ajută!